Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din Constanța și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual. Credincioșii din municipiu au participat la Sfânta Liturghie Arhierească și au înălțat rugăciuni de mulțumire către cel numit în acatistul său povățuitor al călugărilor, podoaba cuvioșilor și lauda arhiereilor. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din Constanța. În cuvântul de învățătură, înalt preasfinția sa a vorbit despre râvna și viața ascetică a Sfântului pomenit astăzi. Sfântul Calinic este un trăitor din veacurile 17-18, născut în București la 8 octombrie 1787. După ce a învățat în școlile din București cele mai de bază, la 20 de ani a mers la Mănăstirea Cernica în anul 1807 și iată a intrat aici și a făcut ascultare de călugări. Era atât de vrednic în calitatea sa de frate, încât după un an starețul l-a tuns în monahism, din botez avea numele de Constantin și l-a călugărit sub numele de Calinic. Iar în 1813 a devenit stareț și toți părinții și frații se spovedeau la el. A fost făcut duhovnic mai dinainte. A fost stareț aici și a viețuit 43 de ani când a fost ales episcop la Râmnic. Biserica parohiei Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a fost sfințită în anul 2008.